deschide ușa. Ai întârziat cu plata taxelor. Ne pare rău, dar recolta a fost proastă și nu avem bani. Nu mai trage de timp cu scuzele astea. Căutați în toată casa. Asta e tot ce aveți? Nu v-am spus că nu avem bani. Atunci păstrați asta și ieșiți afară. Nu. Am ordine de îndeplinit, ardeți coliba. Nu, nu vă rog. Am spus, haide, trebuie să-mi fac datoria. Pa! Zoro! L-ați auzit pe comandant? Haide. Da, da, plecăm. Ah, amigo. Și cred că ar fi bine să iei și căruța. Sunt suficienți bani în ea să vă reconstruiți casa. Cu complimente din partea excelenței sale. Da, Zoro, mulțumim. Ah, dăm drumul. Da, bineînțeles, nu vreau să te rețin. Așa, nemernicule, pregătește-te de luptă. Poate cu altă ocazie, amigo. Tornado! Zoro! Uimitoarele aventuri ale lui Zoro. Intră. Excelență! Deci, Don Carlos, înțeleg că nu sunteți de acord cu decizia mea de a-l pedepsi pe Don Geraldo. Don Geraldo este un om de ispravă, excelență. Să-i confiscați toate terenurile doar din cauza unei neînțelegeri minore... Neînțelegere? A încercat să mă oprească în exercițiul funcțiunii. Dar, excelență, am impresia că armata dumneavoastră tocmai atacă localnicii care trăiesc pe pământurile lui. Cahuila, sunt niște viermi, nici măcar câini. Sunt oameni, excelență. După părerea mea, Don Geraldo a făcut ce trebuia. Serios? Pentru părerea asta vei plăti cu terenurile, Don Carlos. Excelență, nu puteți! Ba da, și am făcut-o. Ai zis să părăsești Monterey, Don Carlos. Luați-l de aici. Nu, nu puteți face asta. Nu e drept. Și acum să trecem la altceva. Cum stăm cu graficul colectării taxelor în California de Sud? Nu! Zoro din nou! M-am săturat de măscăriciul amascat! Capitane Ramon! Da, excelență! Asta e noua ta sarcină! Poate reușim să găsim un pahar pentru rafinatul nostru sergent. Haide! Mai bine servește niște limonadă răcuritoare. Bernardo, toarnă un pahar pentru sergentul Garcia, te rog. E așa cald afară. Da, Diego! Vezi culerea asta că o să te îngroape, părintele, din greșeală. Da, dar privilegiul ăsta al meu are și un preț. Trebuie să gândesc pentru mulți. Și o faci bine, asta e adevărat. Unul rapid. Sunt pe drum spre garnizoară. Zorro ne face negazuri și guvernatorul s-a săturat. Vrea să trimită pe urmele lui un nou capitan, pe Ramon. Opriți-vă! Voi de acolo, oamenii mei sunt hămesiți. În numele excelenței sale guvernatorul confisc mâncarea asta. Dar mâncarea asta este pentru misiune, senior. Câini insolenți! Îndrăzniți să sfidați un ofițer al excelenței sale! No! Prindeți-i!
La naiba, nu-mi spune că încă vă mai hărțuiește Zoro. Credeam că l-ați prins până acum. Crezi că n-am încercat? Măcar de-aș ajunge să mă încrucișez spada cu a lui. Dar nemernicul e ca o stafie. Dă câte o lovitură după care dispare. Încă unul, grăbește-te, omule. Mi-e sete. Au, hei, au. De ce n-ai balții pe împiedicatul ăsta? De milă bănuiesc. Pe vremuri l-a salvat pe taică-miu de bandiți. E de fapt un erou. De atunci are și cicatricile alea. Ha! Cicatricile alea sunt nimic în comparație cu ce o să-i fac eu lui Zoro când o să-l prind. O să-i fac așa! Ha! Santa Maria! Deja a ajuns capitanul Ramon! Și se pare că are niște prizonieri. Da, sărmanii nefericiți! Sper doar să îl țină ocupat suficient timp cât să mă furișez înapoi. Adios, mi amigo! Știți cu toții de ce mă aflu aici? Deoarece legina Los Angelesului a devenit o rușine. Sunteți o insultă la adresa gloriei excelenței sale. Și că tot vorbeam de imitațiile patetice de soldați ce sunteți, sergent. Domnule! Ai întârziat. Domnule, am fost... Liniște! Nu numai că ai întârziat, dar nici nu ești în uniformă. Știi ce înseamnă asta? Nu primești salariul pe o lună. Domnule, am fost... Liniște! Sau te voi biciui ca să te dau drept exemplu. Da, domnule! Tac din gură, domnule! Ratați, penibili! Nu e de mirare că Zoro își bate joc de voi. Ce e încă mai rău de atât e faptul că lipsa asta de respect s-a transmis și țăranilor. Dar totul se va opri azi. În numele Domnului, ai milă, capitane. Oamenii aceștia muncesc pentru misiune. Dacă trebuie să biciuiești pe cineva, biciuiește-mă pe mine. Nu mă tenta, părinte. Dați-l afară pe călugăr. Fie ca biciul ăsta să marcheze revenirea fricii și respectului față de regina Los Angelesului. Capitane, privește! Zoro e aici! Capitane Ramon, bine ai venit la Los Angeles! Ce mai așteptați, împiedicaților? Prindeți-l! Lăsa să scape, să urce cineva pe zidul ăla. Mulțumesc, capitan Ramon. Reușești să faci un rău făcător să se simtă special, dar mi-e teamă că trebuie să scurtăm treaba. Tornado! Haide! Niciun pas mai departe, amigos. Îl am pe prețiosul vostru capitan. Nemernic insolent, o să... Vă sugerez să o întindeți, prieteni. Luați-vă și voi o vacanță. Cheltuielile vor fi plătite de capitan, bineînțeles. Ciumașii vor ține minte asta, senor Zoro. Vedeți? Nu e așa că a fost mult mai plăcut, așa? Atacați, proștilor! Atacați! Părerea mea e că mi-am cam terminat treaba aici. Hasta la vista, amigos! Infractorul ăla nemernic, mă voi răzbuna! Thank you.
Oare cât mai avem? Mai avem câțiva kilometri. Moșia este în afara Los Angelesului. Cine ar fi crezut că soțul meu, marele Don Carlos Pulido, va fi obligat să-și conducă singur trăsura? Dacă te-ar vedea ceilalți cavaleri... Te-ar vedea un om, ceea ce e mai mult decât vede fiecare dimineața când se uită în oglindă. Da, dar un om care și-a pierdut toate terenurile și proprietățile. Ai fi preferat să-mi pierd mândria? Cineva trebuie să ia atitudine împotriva cruzinii guvernatorului. Și trebuia neapărat să fii tu acela? Guvernatorul ne-a luat tot ce aveam. Sărmanii noștri copii. Ia de aici. Te rog, Nico, chiar e necesar și atât de tare? Păi nu mai sta atârnată de geam. Într-o bună zi, dar nu chiar acum. Poate dacă îi scrie excelenței sale o scrisoare să-și cer scuze? Nu n-ar folosi la nimic. Guvernatorul se folosește de orice scuză să mai pune mâna pe niște terenuri. Nu, cel mai bun lucru pentru ei este să plecăm cât mai departe de San Francisco cu putință. Ce vrei, să călărim până la Camino Real? Dar e o căldură infernală! Nu mă interesează. Vechiul meu prieten, Don Carlos Pulido, ajunge astăzi și vreau să-l escortez. A luat atitudine împotriva regimului corupt al guvernatorului și, drept urmare, a pierdut o moșie. Un om așa de curajos merită măcar să-și facă intrarea cum se cuvine. Mie mi se pare că ar fi trebuit să-și țină gura închisă. În picioare, băiețaș frivol! Nu-mi vine să cred că fiul meu este așa lipsit de bun simț. Tată, ia ușurel! Ai fi preferat să fii un infractor ca Zorro? Zorro face păstrându-și anonimatul ceea ce mulți ar dori să facă pe față. Deși asta m-ar putea costa întreaga avere, aș fi preferat să-i semeni mai mult. Da, bună idee! Ne-ar fi folosit amândorora, n-am ce zice. Du-te odată. Bine, mă duc. Trebuie să ne gândim la oaspeții noștri și nu la noi. Relaxează-te, Bernard. Dacă tata nu m-ar avea pe mine, la cine crezi că ar mai putea să țipe așa? Domnule! Ah, sergent, satul a fost anunțat. Da, domnule. Recompensă de 100 de galbeni pentru prinderea lui Zorro. Cum ați porunci? Excelent! Răufăcătorul ăla trebuie să plătească pentru tupeul lui, iar eu voi fi cel care va primi prețul respectiv. În cinstea capitanului Ramon, fie să aibă mai mult succes cu recompensa asta decât a avut cu întreaga. Diego, prietene, cum de ești treaz la ora asta? Ia, bea prânzul. Da, complet necivilizat, prietene. Hai că mi-e vrea să călăresc pe căldura asta insuportabilă ca să-i întâmpie pe prietenii lui. Lasă-o baltă, Diego! Hai cu noi! Hai că știți voi cum e. Trebuie să fac ceva pentru alocația asta. Așa, dacă nu vrei să-l prinzi pe Zorro și să faci o avere. Ai auzit de recompensă? O recompensă? Pentru Zorro? Capitanul Ramon oferă 100 de galbeni oricui reușește să-l prindă pe Zorro. Îți dai seama? Numai costumul meu costă atât! Poate, dacă n-ai mirosit așa de urât. Hei! În plus, să vânezi un răufăcător pentru bani îmi sună mult, prea multă muncă. Da, prietene. Să sperăm în continuare că ne putem trăi viețile fără să fie nevoie niciodată să facem ceva important. Stai puțin. Oare chiar asta ne dorim? Mâncare pentru gândit, Bernardo. Dar pe ei suntem nevoiți să-i hrănim în doze mici. E rândul meu să stau la fereastră, haide! Era și timpul. Crezi că sunt lupi pe aici? Hai, nu mai fi așa un fricos. Cred că pe aici nu sunt decât coioți. Vezi? Ia uite unul. Nu prea cred. Ăla n-a fost coiot. Haide, Bernardo, o să fac ce pot de aici. Aproape că am ajuns în Los Angeles, dragă mea. Uite! Uite, un tânăr cavaler! Hola, Don Carlos Pulido! Sunt Don Diego de la Vega. Diego! Micuțul Diego! Ai, caramba, cât de mult ai crescut! Nu te-am mai văzut de pe vremea când erai mai mic decât Nico al meu! Dar ce cavaler este? Ce asta? Dacă vrei să-ți ascunzi avutul de bandiți, va trebui să te descurci mai bine decât atât, amigo. Mamă! Probabil că nici nu ți-o amintești pe fiica mea, Luisa.
N-ai mai văzut-o de pe vremea când erați amândoi în scutece? Mama! Nu? Bănuiesc că nu? Tată, Siva spune că ar trebui să ne mișcăm. Crede că ar putea fi bandiți pe aici. Unde? Unde? Repede, Carlos, să mergem, grăbește-te. Haide, haide. Dar sunt sigur că cu Don Diego suntem în siguranță. Pune-ți mâna pe el. Pune-ți mâna. Prinde-ți. Înapoi. Lăsile bani. Eroul meu, ha! Ne mai vedem! Băgaș, micu, o să te... Capitane Ramon, am primit o înștiințare că Don Carlos Pulido și familia lui sunt atacați de bandiți. Don Carlos? Ha! Cunosc numele ăsta. E un trădător. Guvernatorul nu-mi va mulțumi dacă-l ajut. Domnule, vreți să spuneți să nu facem nimic? Dacă Don Carlos nu-l sprijină pe guvernator, deci ar trebui să-l ajute armata guvernatorului. Lasă-i pe bandiți să facă ce vor cu ei. Dar și Don Diego e acolo și mi-este prieten. De parcă mi-ar păsa. Nico! Ia de aici, banditule! Destul! Nici o mișcare! Aruncați arma, senior! Nu mi-este frică de tine! Sunteți un bărbat curajos, senior. Dar uitați ceva. Nu sunteți singur. Porc laș! Veți plăti pentru remarca asta, senior. Destul. Serios! Zorro! Domnule! Ce? Zorro e acolo? Slugă proastă, de ce n-ai zis așa de la început, sergent? Înșeuează cai imediat. Toată lumea să încalece, pornim! Vai, Zorro, infractorul? Mamă, Zorro! Mai ai doar un cartuș. Ți-aș sugera să te întrebi, de cine ți-e mai teamă? De ei sau de mine? Haide, haide! Excelent! Prinde-ți-l! Așa, da! Ai caramba! Zorro, atenție! Oprește-te, malacule! Ai! Oh!
bună treabă, prietene! Văd că fiul dumneavoastră v-a moștenit curajul, senior. Și văd că fiica moștenește frumusețea soției dumneavoastră. Ei. Uite, Siva, asta înseamnă că al putere. Dați-mi voie să-mi cer scuze pentru primirea aceasta. La Los Angeles. Eu sunt Zorro și acesta este calul meu, Tornado. Și dumneavoastră sunteți? Don Carlos Polido. Dă-mi voie să-ți o prezint pe soția mea, Doña Catalina. Încântat. Pe fiul meu, Nico. Îți rămân dator, amigo. Și pe fiica mea, Luisa. La fel de curajoasă pe cât de frumoasă. Te rog, tu repeți replicile astea? Depinde. Funcționează? Poate puțin. Luisa? Mama ta are dreptate. Sunt un bărbat căutat. Ar fi bine pentru tine să uiți că m-ai văzut. Nu vă faceți griji în privința bandiților răstora. O să ajungă imediat și soldații de la garnizoană. Au ajuns deja. Iar tu, Zorro, ești arestat. Flancă-ți pe dreapta și stânga. Repede! Zorro! Vreau ca Zorro să fie prins. Sunt bucuros că sunteți în siguranță. Așa că, deocamdată, adios! Acum e încercuit. Da, punct lovit! Haideți pe el, prindeți-l! Hola, amigo! Ce cred eu că o să facă? O să fie spectaculos! Sunteți foarte amuzanți, amigos! Dar eu am întins-o! Hasta la vista! După el! După el, proștilor! Repede, haide! Nici o șansă să se întâmple așa ceva! Pungașule, nu te amesteca. Ai ajutat un răufăcător să scape. El ne-a salvat. Dar nu pentru mult timp. Te voi aresta și pe tine și pe întreaga ta familie. Oh, vă rog, capitan Ramon, haide să nu exagerăm. Chiar ai vrea să afle toată lumea că un copil de 8 ani ți-a oprit un batalion întreg? Tu cine ești? Don Diego de la Vega, capitane. Tatăl meu, Don Alejandro, a donat terenul pe care se află la momentul actual garnizoana. Îți garantez că guvernatorul a fost foarte recunoscător și aceștia sunt prietenii tatălui meu. Foarte bine. Atunci voi fi îndurător.
Bineînțeles, voi aștepta să fiu recompensat cum se cuvine. De ce? Bineînțeles, capitane. Când tatăl meu va afla cum i-ați prins pe bandiții ăștia, va fi foarte recunoscător. Îți pot garanta. Mă refeream la... Mâncare? Băutură? Bineînțeles, capitane. Ia de aici bandiții ăștia și eu mă voi îngriji ca tu și soldații tăi să vă bucurați din țara asta de un adevărat festin. Excelent! Foarte bine. Sergent, strânge-i pe bandiții ăștia, dar nu am încheiat cu problema asta. Îmi cer scuze de întrerupere, Don Carlos. Nu ești un luptător de seamă, Don Diego, dar ai talentul unui diplomat, recunosc. Și ce e așa de spectaculos la asta? Hei, măcar nu ești la închisoare acum, durule. Sunteți prea amabil, Don Carlos. Bernardo, te rog să conduci tu trăsura în Los Angeles în așa fel încât Don Carlos să poată călări cum îi se cuvine unui cavaler. Era haina mea preferată și acum e făcută zdrențe. Excelență, sunteți sigur că este o idee bună? Să confiscați pământul misiunii nu va fi pe placul cavalerilor. Misiunea a profitat și Adolfo. Au pus mâna pe cel mai fertil pământ, dar acum nu-l mai pot păstra. Armata noastră e cea care apără proprietatea, deci ar trebui să le luăm pământurile, nu? Bănuiesc, dar... Lasă-i pe cavaleri să protesteze. Cel care va face asta va deveni imediat trădător. Ca pedeapsă va trebui să renunțe la pământuri în favoarea mea. Pare o idee periculoasă, excelență. Deja ați pus mâna pe multe terenuri. Și vor urma multe altele. Cu fiecare puterea mea va crește și de fiecare dată va crește și teama cavalerilor. Și dacă se răscoală? Cavalerii sunt o grămadă de neisprăviți care nu pot nici să se îmbrace singuri. Nu mi-e frică de ei. Nimeni și nimic nu i-ar putea face să se mobilizeze. Nici măcar Zoro? Ce e cu Zoro? E un mascarici, nimic mai mult. Nu poate face față unei întregi armate. Sunt sigur că viteazul capitan Ramon l-a capturat deja. Don Alejandro, prietenul meu! A fost foarte frumos din partea ta să-l trimiți pe fiul tău, domn Diego, să ne escorteze. Da, din nefericire am înțeles că nu v-a fost de mare ajutor împotriva bandiților. N-a fost vina mea, carul meu s-a mișcat brusc. Și tu ai căzut, un californian dat jos de pe cal? Don Alejandro, am avut noroc că a apărut Zoro și i-a alungat pe bandiți. Da, să mulțumim domnului pentru asta. Da, Zoro e cel mai tare, ia, ia, ia! Și Luiza îl găsește atrăgător. Ba nu! Ba da! Zoro, Zoro! Măcar ați ajuns cu bine. Deși mi-e teamă că Ramon va fi o problemă. Pare să fie atras de Luiza. Și e clar de ce, dar cred că am o soluție ideală la problema asta. Diego, putem vorbi un moment? Da, tată, ce este? Diego, eu sunt bătrân. E vremea să devii și tu responsabil și să-ți găsești o nevastă. Familia Pulido îmi este prietenă de ani buni și mi-ai face o mare plăcere dacă... Bine, bine, nu trebuie să dramatizez atât. Hei, Luisa, taică-mi eu crede că ar trebui să ne căsătorim. Dacă tu nu ai nimic împotrivă... Poftim? Diego? Ce? Asta voiai, nu? Eu sunt bogat, ea e frumoasă, așa că hai să lăsăm vrășala. Nu pot să cred așa ceva. Au, au, vai! De ce înseamnă asta? Se mai gândește sau ce? Bernardo,
Ia-l de aici. Da, ce-am făcut? Tinerii din ziua de azi. Problema este că Ramon nu cred că va fi atât de relaxat în a obține ce-și dorește. Ce șansă am avut azi! Zoro mi-a scăpat printre degete. Da, domnule, s-a amestecat și tânărul Pulido. Și aș fi putut folosi asta în avantajul meu ca să o conving pe sora lui. E tare frumoasă, sergent. Da, domnule, este. Dar s-a băgat neisprăvitul ăla de Don Diego. Nu contează, încă o mai pot obliga pe Luisa să se mărite cu mine. Adu-mi un porumbel, sergent. Vă e foame, domnule? Don Alejandro ne-a trimis o gâscă minunată. Un porumbel călător, sergent. Da, domnule. Guvernatorul e plecat cu afaceri în Santa Barbara. Cred că îl va interesa foarte tare ce vreau să-i povestesc. A fost o zi interesantă, Siva. Da, chiar așa a fost, seniorita. Să fim salvați de un haiduc răpitor de frumos. Da, și un tânăr bogătaș te-a cerut de nevastă. Îți vine să crezi? Chiar e de pe altă lume. O fată merită și ea puțin romantism în viața ei, nu? Si, seniorita. Siva, spune-mi adevărul, cum arăt? Frumoasă, de unde stau eu? Buenas noches, seniorita Luisa. Am încercat să stau departe, dar mi-a fost imposibil. Poate că ai nevoie de puțin ajutor. Înapoi. Nu, Siva, nu. E în regulă. Sunt sigură că senior Zoro nu vrea să ne facă rău. Este dușmanul guvernatorului. Dacă e găsit aici, familia ta va fi aruncată în închisoare. Dacă e găsit aici, va fi executat. Dar totuși a venit. Inima nu are de ales în situații din asta, seniorita. Dar... De ajuns, Siva, poți pleca. Nu am putut sta deoparte. M-am gândit numai la tine. Și eu la fel, Zoro. Dar Siva are dreptate. Cel mai înțelept lucru pe care l-ai putea face ar fi să mă alungi. Și de dragul tău, chiar aș pleca. Dar inima nu mă lasă să te alung. Atunci inima mea se bucură, seniorita. Calul ăla sună ca... tornado! Asta înseamnă că Zoro e aici! Ura! Știi bine că asta nu poate duce decât la nefericire. Tot ce știu este că acum sunt mai fericită decât am fost vreodată. Atunci, dacă îmi dai voie... Nico? Hei, eu mă așteptam la un duel, ceva. Dacă ar fi fost oricine altcineva în afară de tine, atunci așa ar fi fost. Dar deocamdată... Zoro! Mă voi întoarce, Luisa. Între timp, nu mă voi gândi decât la tine. Și eu la fel, Zoro. Și eu la fel, Zoro. Oh, a fost cel mai romantic moment al vieții mele și tu l-ai distrus. Hei! Excelență, un mesaj de la capitanul Ramon din Los Angeles. Ce spune? L-a prins pe Zoro? Mi-e teamă că nu, excelență. Capitanul Ramon spune că Zoro a scăpat de soldați cu ajutorul familiei Pulido. La naiba! Le iau pământurile, le iau averile și oamenii ăștia tot mă sfidează. Și Zoro ăsta e cel mai rău dintre toți.
Pregătește-mi trăsura. Azi mergem la Los Angeles. Mă voi asigura personal că problema lui Zorro se rezolvă. Se rezolvă! Ce noapte, Tornado! Și ce femeie! Uite armăsarul meu! Da, da, arăți foarte macho! Muștele n-or să-ți poată rezista! Oh, te implor! A fost o noapte așa de lungă! Bine, știu că am fost inconștient. Dacă nu era Nico, aș fi putut fi prins. Dar acum sunt prea obosit să mă mai antrenez. Oh! Bernardo, pentru un om care nu poate vorbi, ești cea mai insolentă slugă pe care a avut-o vreodată un cavaler. Pregătește-te să fii pedepsit! Ah, deci o să avem iarăși una dintre ședințele alea, a? Păcat! Îmi place echipamentul ăla. Ha! Ha! Oh! O altă petrecere nebună pe moșia lui Diego? Ha! Dar se pare că ai găsit resursa noi, Bernardo. Am impresia că îi se datorează lui Siva. Aha, știam eu. Aha, e o femeie frumoasă, prostovanule. Și părerea mea e că o să-ți facă față cu brio. Da, ai dreptate, Bernardo. Am nevoie de un bărbărit. Cu grijă, luciul trebuie să fie perfect. Da, da. Așa, e suficient. O uniformă frumoasă pentru cel mai galant capitan din armata excelenței sale. Da, domnule! Seniorita Pulido nu vă va putea rezista, domnule. Corect, sergent. Cu toate astea, dacă încearcă, am și alte opțiuni. Ce te aduce la umila mea moșie? Tatăl meu! Tatăl meu vrea să-mi exersez din nou talentul de cuceritor. Promit că de data asta voi fi mai romantic. Atunci vă voi lăsa singuri. Haide, Catalina! E tânăr, e bogat, e frumos. Da, dar e așa, un bufon. Da, știu, știu, știu. Senorita Luisa. Diego, așteaptă. Așteaptă, ești un băiat drăguț, dar trebuie să fiu sinceră cu tine. Treaba asta nu o să meargă. Vezi tu, cred că m-am îndrăgostit de Zorro.
Pe infractor? Știu, știu, e o nebunie, dar ce pot face? Este absolut uimitor. Frumos? Vai, e atât de frumos. Curajos? Ah, ca un leu. Păi atunci, ce pot face? Zoro e clar mai bărbat decât mine. Diego, îmi pare rău. Nu, e în regulă. Sincer să fiu, e chiar o ușurare. Nu mai există nicio presiune. Mă bucur că înțelegi. Bineînțeles, dar aș vrea să fac o mică sugestie. Da? Păi, cred că tații noștri ar fi foarte fericiți dacă ar crede că te curtezi. Deci vrei să ne prefacem? Hai să fii serioși. Într-o bună zi, poate voi întâlni persoana potrivită și am nevoie de puțin exercițiu. Poți să mă înveți? De ce nu? O să fie amuzant. Gata, stai să mă pregătesc. Don Diego, ce plăcere să vă văd. Draga mea, Luisa. Ați venit să-mi spuneți ceva? Ups, stai să-mi iau chitara. Frumoasă, seniorita. Este primăvară în California de Sud. Pe drum aici, înconjurat de lumina soarelui, flori și păsărele cântătoare, m-am gândit că nu voi mai vedea asemenea frumusețe niciodată în viață. Până acum, când îți privesc minunatul chip, inima mea pur și simplu se topește. Am găsit acest trandafir delicat, strălucitor, cel mai frumos din toate grădinile mele, dar frumusețea lui pălește în fața perfecțiunii frumuseții tale. Mai scutește-mă! Îmi pare rău, se pare că nu sunt foarte priceput. Nu, nu, ai nevoie de exercițiu, atâta tot. De mult exercițiu și de asta mă aflu aici, nu? Continuă. Seniorita Luisa. Capitan Ramon, ce înseamnă asta? Voi fi scurt, seniorita. Te găsesc atrăgătoare și simt că vei fi o soție potrivită. Mulțumesc, sunt flatată. Acesta este motivul din care îți fac onoare în a-ți cere mâna. Răspunsul tău, seniorita. Du-te la plimbare! Capitane, după cum poți observa, am deja un pretendent. Dacă îl poți numi așa, ești afară, neisprăvitule, sau îmi pun soldații să te scoată. Capitane Ramon! E regulă, plec. N-am nevoie de necazuri. Ne vedem mai încolo, Luisa, bine? Capitane Ramon, chiar e necesar să-ți amintesc că tatăl meu este un cavaler? Are dreptate! Chiar e necesar să te informezi, seniorita, că excelența sa a aflat deja că familia ta l-a ajutat pe Zoro să scape? Dacă nu te măriți cu mine, seniorita, îți garantez că tu și întreaga ta familie veți fi arestați ca trădători. Lasă-mă să înțeleg, capitane. Încerci să mă șantajezi să mă mărit cu tine? Îți fac o favoare, seniorita. Și eu ție, capitane. Acum ieși afară. Cum îndrăznești să mi te adresezi pe tonul ăsta? Sunt un ofițer al excelenței sale. Iar eu, capitane, sunt o pulido. Vei plăti pentru asta. Am spus să ieși afară, capitane. Sau mai ai nevoie de niște lecții de flamenco? Tocmai ai făcut cea mai mare greșeală a vieții. Hai, capitane. Zoro! Vai, un ofițer al excelenței sale care amenință copii și femei nenarmate. Sergent! Zoro e aici. Atacați! Mi-e teamă că soldații tăi sunt cam prinși momentan. Lașule, să mă ameninți cu o spadă când eu nu am niciuna. Păi, asta le-ai făcut și tu lor. Da, ai dreptate. Îmi voi lăsa spada deoparte. Așa!
Zoro! Luisa! Tocmai am auzit! Oh. Dar ce s-a întâmplat aici? Capitanul Ramon a încercat să mă forțeze să mă mărit cu el, dar Zoro l-a cam bătut la funduleț, literalmente. Oh, nu! E un dezastru! Tată, ce s-a întâmplat? Tocmai am auzit că însuși guvernatorul e în drum spre Los Angeles. Când va afla, ne va face trădători și ne va arunca în închisoare pe viață. Ai, caramba! Oh. Ce facem acum, Zoro? Tatăl tău are dreptate. Nu mai sunteți în siguranță la moșie. Trebuie să mergeți la misiune. Acolo veți fi... Și cu tine cum rămâne? Am un plan. Sper că va funcționa. Tornado! Să mergem! În sfârșit! Ești bine, capitane? Este pentru ultima dată când monstrul ăla mascat își mai bate joc de mine, sergent. Împrăștie vorba. 1000 de galbeni pentru capturarea lui Zoro. Mort sau viu? Preferabil mort. Da, domnule! Favor, mi amor, vino cu noi. Nu, Catalina. Asta este ultima mea proprietate și sunt un cavaler. Nu voi mai fugi. Tată, te rog. Vreau să rămân și nu. Eu. Plecați acum la adăpost. Inima mea e alături de voi. Santa Maria, 1000 de galbeni! Hurra! Cu noi toți pe urmele lui, Zoro va fi prins curând! O să fim bogați! În fine, mai bogați! Și însuși guvernatorul e pe drum! Cel care îl va prinde pe Zoro o să marcheze puncte importante! Da! Da, mergem la vânătoare de vulpi! Zoro! Zoro! Te-ai prins din prima, Don Jose! Știu că cu toți urâți munca, așa că m-am gândit să vă fac misiunea mai ușoară. Oricum, nici măcar nu vă obosiți să vă apărați de planurile mișelești ale guvernatorului. Despre cine ai vorbești? Noi nu suntem trădători ca tine. Nici Don Carlos nu este, dar guvernatorul i-a luat oricum pământurile. A criticat politicile guvernului! Da, cruzimile lui. Cu asta sunteți voi de acord? Plus de asta, știți că guvernatorul se folosește de orice scuză ca să pună mâna pe terenuri? Unul după altul, toți veți cădea victimele lăcomiei lui. Asta dacă nu vă uniți forțele. Voi trei, pe partea aia. Noi o luăm pe aici. Îl putem prinde între noi. Da, amigos. Acum v-ați prins. Continuați? Și cine știe, încă mai puteți fi eroi? Și uite așa, se duc pe apasând pe 1000 de galbeni. Da, dar cred că am câștigat mai mult de atât. Da, domnule guvernator, mă tem că acesta e adevărul. Don Carlos și familia lui sunt trădători și au unit forțele cu Zoro pentru a sfida regimul excelenței voastre. Știam eu că am fost prea îngăduitor. Acum întreaga familie Pulido va plăti. Soldați, pe cai!
Veți fi în siguranță aici, senior Palido. Sunteți sub protecția bisericii. Dar soțul meu, pe el cine îl va proteja? Mândrie prostească. Ceilalți cimași, trebuie să audă asta. Plecați! Ce? Buenas noches, mi amigo. Don Alejandro! Dar nu te poți afla aici! Nu vezi că vin soldații? Eu văd un om curajos, gata să apere ce este drept. Ne-am decis să ne alăturăm lui. Dar veți fi considerați trădători! Vi se vor lua pământurile și averile! Oricum urma să se întâmple asta. Guvernatorul se folosește de orice scuză pentru a face asta. Dar fiul tău... Pentru Diego o să fie o lecție folositoare să fie sărac. Poate așa va deveni și el bărbat. Vino, prietene, încă suntem cavaleri. Haide să mergem să luptăm pentru dreptate. Noi trei. Patru, don Alejandro. Zauro! Mă simt responsabil pentru necazurile tale, don Carlos. Dar dacă îmi permiți, sunt gata să-mi dau viața ca să te apăr. Zauro, tu lupți de multă vreme împotriva nedreptăților și aperi pe cei neajutorați. Acestea sunt lucrurile în care cred și eu. Ca și noi. Suntem mândri să luptăm alături de tine. Atunci, haideți să o facem! Uite-i pe trădători, atacați! Înapoi în casă! Măcar va trebui să descalece. Îmi place, sunt prinși înăuntru ca niște șobolani. Șobolanii ăștia au dinți. Vino și prinde-ne, pisicuțo. Bine, ce așteptați? Prindeți-i. Au dat foc moșiei lui Don Carlos. Zorro a spus adevărul. Asta ni se putea întâmpla oricăruia dintre noi. Dacă guvernatorul va fi lăsat în pace, așa se va și întâmpla. Ha! Încă un pic, pe gratis. Te-ai plor, don Alejandro, predate! Nu vreau să te rănesc! Ești un om bun, sergent, dar servești un stăpân rău. Gracias, señor Zorro. Moșia a luat foc, sergent. Îți sugerez ca tu și oamenii tăi să vă retrageți cât încă mai puteți. Mulțumesc, Zorro. Soldați, retrageți-vă! Lăsați flăcările să lupte în locul nostru! Hai, retrage-le! Retrage-le! Capitane, Zorro și cei trei cavaleri sunt prinși înăuntru. Și cu restul familiei cum rămâne? Unde sunt Luiza și fratele l-a răsfățat? Nu sunt aici. Domnule, familia Pulido a fost văzută îndreptându-se spre misiune. Căutau adăpost, nu? Nu pe teritoriul meu. Pământurile misiunii sunt bogate și dacă părintele Felipe ascunde trădători, atunci voi confisca proprietățile misiunii. Ați auzit? Până și pământul sfânt. Omul ăla nu se va opri niciodată. Suntem pierduți cu toții dacă nu acționăm acum. Vamos! Vamos! Vamos!
și cavalerii nu vor mai scăpa acum. Țardă, soldați pe cai, mergem la misiune după restul de trădători. Eu? Ascultați, soldații pleacă. Cred că suntem pierduți și mă tem că au dreptate. Totdeauna există speranță, domn Alejandro, dar trebuie să fii tare. Sunt epuizat, un bătrân neputincios. Singura mea dorință este ca nesclavitul meu fiu Diego să-ți calce într-o zi pe urme, Zoro. Atunci ridică-te, domn Alejandro, fiindcă este foarte posibil. Santa Maria, știai? Și acum, dacă am ajutorul tău, mai avem treabă. Sunt alături de tine, Zoro, fiule. Tornado, vino aici! Îmi cer scuze, Tornado. Era o urgență. Deschideți porțile în numele excelenței sale, guvernatorul Californiei. Locul acesta este un sanctuar, capitane. Nu pentru multă vreme, părinte. Dacă adăpostești trădători, acesta va fi locul noii mele moșii. Acum deschideți porțile. În numele păcii nu voi face. Atunci, în numele guvernatorului, o voi face eu pentru tine, soldați! Pregătiți tunul. Ce foc! Fugiți! Poarta e deschisă, Ramon. Da! Să vedem ce puteți! Un pungaș până la sfârșit. Soldați, arestați-i pe toți și aduceți-o la mine pe seniorita. Zora! Da! Capitane Ramon, am auzit că domnișoarele nu pot rezista unui bărbat în uniformă, dar n-aveam idee că e nevoie de așa de mulți soldați să le convingă. Ăla e, Zoro, cum de mai e în viață? Răspunsul e simplu, guvernatorule. Capitanul nu face treabă bună. Asta e a câta oară, a treia oară când am scăpat? Trișează, e laș. Ți-a povestit cum un copil a reușit să-i oprească întreaga armată? Câine mincinos. Hai să recunoaștem, capitane, ești un conducător prost și un om de nimic. Asta numai dacă nu cumva ești gata să mă înfrunți? Unu la unu? Soldați! Ce laș! Haide, Ramon, am auzit că te descurci destul de bine cu spada aia. Haide să vedem care e mai bun dintre noi, aici și acum. Sau ți-e teamă că o să pierzi? Ramon, nu. Lăsați pe mine. Infractorul ăla și-a bătut joc de mine pentru ultima dată. Vom rezolva asta acum. Sunt un spadasin de elită. Pregătește-te să mori. Ia!
Hai, să-mi spui și mie cât te-ai încălzit? Câine de om! Hai. Zorro, te implor! Nu trebuie să faci asta! Glumești? Zorro, haide, Zorro! Da, trage eu! Am în sfârșit. Asta e și intenția mea, amigos! Nu-i așa că e romantic? Despre ce naiba vorbești? Ei, știi tu, luna, stelele, noi singuri pe acoperiș? Zorro! 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 Ramon! 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 Mamă! Catalina, familia mea! Tată! Mi-a mor! Ești viu! Da, dar pentru cât timp? Unde e Zorro? Acolo! Zorro! 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 Bravo! Spoara ta e din ce în ce mai moale, capitane. Și viața ta din ce în ce mai scurtă, Zorro. În curând lumea va uita de tine în California de Sud. Serios? Pe atunci ar fi bine să marchez existența, cât încă mai am timp, nu? Încă ceva. Așa, acum e mai bine. Da! Nu poți să pleci acum. Sărbătoare pe punctul să înceapă. Yeah, da, Zorro! Da! Zorro! Zorro! Și acum, capitane, cheamă-ți soldații. Dă ordinul. Acum! Sigur, nesăbuitule. Trăgătorii! Foc! Zorro, atenție! Ole! Gata cu asta, soldați, distrugeți-i pe toți acum. Așteptați. Ce înseamnă asta? Dați-vă la o parte, mascăriși mascați. Nu, excelență. Am venit să vă anunțăm că lupta s-a sfârșit. La fel și regimul tău de teroare în California de Sud. Ce? Șapte cavaleri cu măști au impresia că mă pot sfida? Soldați, deschideți focul! Sute de bărbați, excelență! Vaqueros de la fermele noastre, munteni, peoni de la ferme. Și mai sunt mii exact ca ei. Ce vreți? Cererile noastre sunt simple, excelență. Îi veți înapoia toate terenurile și averea lui Don Carlos, îi veți reconstrui moșia și veți ceda controlul asupra Californiei de Sud lui Don Alejandro, care va conduce în numele vostru. Don Alejandro, trădătorule, voi pune să fii biciuit, voi... Vezi cum e să fii tratat ca un câine, guvernatorule? Noi, cavalerii, ne-am unit forțele.
Avem mai mulți oameni decât ai tu soldați. Noi conducem California de Sud, nu tu. Dacă mai încerci vreodată să ne tratezi urât oamenii, vom veni în nord la Monterey și te vom da jos din scaun. Bine spus, tată. Soldați, vă poruncesc să vă retrageți. Nu am terminat cu asta, don Alejandro. Pentru binele tău, guvernatorule, ar trebui să speri că da, pleacă. Sergent. Gracias, amigo. I-ai salvat viața fiului meu. Și el pe mea. Adios, señor Don. Zorro! Luisa! Ah, vai, Zorro, sunt așa de bucuroasă că ești afară, dar... Ce-i, Luisa? Pare îngândurată. Mi se rupe sufletul. Sentimentele mele pentru tine sunt puternice, dar mă simt atrasă și de altcineva în afară de tine. Pum, pareu că a zis ceva de genul: am găsit trandafirul ăsta, delicat, strălucitor, cel mai frumos din toate grădinile mele. Dar frumusețea lui pălește în fața perfecțiunii frumuseții tale. Am dreptate? Cum? Oh, vai, nu! Vai, nu! Oh, hai, face bine să nu fii... Au! Diego? Tu? Tu? Ce? Ce-am făcut? Te crezi mare șmecher, nu? Crezi că acum o să mă arunc în brațele tale? Lasă-mă să-ți spun ceva, senior. Nici măcar nu ai început să mă curtezi. Va trebui să muncești din greu. De acum încolo vreau romantism și aventură și... 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 Da. Și să te porți frumos cu frățiorul meu. Nu înțeles. Iubea doi tipi diferiți. Se dovedește că eu eram amândoi și acum e supărată. O să înțeleg vreodată femeile? Lasă-mă să văd dacă pot să-ți explic, fiule. Nu. Așa că guvernatorul a făcut ce au spus cavalerii. De parcă ar fi avut de ales. Nu-i așa? A înapoiat ce furase și a reconstruit moșia tatălui meu. Știa că dacă nu va face, Zorro se va întoarce. Da! Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română actorii Silvia Gâscă, Rădița Roșu, Bogdan Uripescu, Gabriel Trăuță, Bogdan Olaru și Petre Lupu. Inginer de sunet, Marius Marin. Regia, Laurean German.